Isabela Vasiliu Scraba, orice mare inteligență basculează între religie și filozofie. Naionescu și Petre Țuță. Moto. Călinescu față de Naionescu nici n-a existat. L-am cunoscut personal, am stat de vorbă cu el. N-avea vocație filozofică nici cât un măturător. Călinescu era un simplu scriitor. Naionescu nu se măsura în vremea lui cu nimeni. Era el însuși. Era nemaipomenit de deștept. La conferințele Criterionului, Naionescu era el mai interesant. Petre Țuță. Mare serviciu a adus culturii comuniste micul articol despre Naionescu din istoria literaturii române a lui Călinescu. O perfectă ilustrare a dorinței criticului literar de a se plasa în luptă cu un om mare, fie chiar și pe teme mici, fie și numai pe teme mici, la standardul persoanei sale. Fiindcă nu este niciun secret pentru nimeni, iar opera, oricât de bine scrisă, nu a putut-o ascunde. Intrat pe terenul filozofiei, pentru care nu a avut nicio înclinație, marele Călinescu devenea deodată mic, chiar foarte mic, și foarte stingher, încercând în van să se ascundă după meșteșugitele sale fraze. Ce-o fi înțeles George Călinescu din acțiunea propusă de Naionescu, al cărei program rămâne mereu în alb, nu se știe. Și au înțeles însă alții, mai puțin talentați la scris decât Călinescu, se știe. Până la Revoluția Anticomunistă din decembrie 1989, în capul culturnicilor, bine situați după repetatele epurări ale culturii române de tot ce opuneam în pericolul de a-și redobândi aspectul elitist a unei adevărate culturi, cazul Naionescu se clătina atras magnetic de doi poli opuși, la fel de puternici. Să-l ignore cu ignoranța lui Călinescu sau să-l ignore din prudență, pentru că așa se cerea de sus. Abia după 1989, chinul lor a luat sfârșit. Atunci, rezistenții prin cultura grâului, a porumbului și a fasolei, urmărite cu mare atenție de forurile județene de partid, au putut în deplină libertate să decidă să treacă alături de colosul Călinescu, crescut până în 1989 la dimensiuni colosale, să fie și ei, dacă nu prin altceva, măcar prin asta colosal. De prost inspirat, se înțelege. Dar nu numai cazul Naionescu a fost și rămâne o grea problemă pentru ei, ci și cazul Țuțea, fiindcă s-a dovedit și răzdovedit că niciuna dintre schimbările post-revoluționare nu a fost mai greu de suportat decât aceea de a îndura, chiar și numai 2 ani, scoaterea la vedere a unui geniu cu adevărat colosal, Petre Țuțea. În anii când aflaseră că filozoful amuză cu spectacolele lui pe cei care frecventau restaurantul scriitorilor, culturnicii mai aveau o scăpare, nu se duceau pe acolo, să nu supere partidul și să nu riște a figura în categoriile neconvenabile de spectatori enumerate de Petre Țuțea unui securist. Eu, la restaurantul scriitorilor, întâlnesc tot felul de lume, oameni deștepți, imbecili, scriitori, curve și popi. Știu eu cu care din aceștia stați dumneavoastră de vorbă? După decembrie 1989, trezit cu gigafonul popularității în mână, cum scria cu prostească invidie un culturnic într-o revistă unde era redactor șef, Țuțea, prin însăși persoana sa, le dădea peste cap toate aranjamentele referitoare la deplina lichidare a marilor personalități de natură carismatică. Oriunde s-a găsit, în temniță sau pe stradă, filozoful Petre Țuțea a atras cu o forță irezistibilă pe cei din jur. De aici i s-a atras și criminala pedeapsă de totală recluziune în pușcărie,
de ajunsese bietul om, cum singur o recunoștea, de o sociabilitate excesivă. Dacă ar fi fost numai suferința pe care le-o provoca vederea unei minți strălucite, încă n-ar fi fost atât de greu de suportat, fiindcă Petrețuța, oricât geniu avea și oricâtă limpezime a gândirii păstrase, era pe ultima sută de metri. Operă publicată n-avea, iar părerile sale, mult ieșite din comun, puteau fi les neajustate odată cu publicarea interviurilor prin reviste sau odată cu stilizarea înregistrărilor video. Dar Țuțea pentru unii era de-a dreptul insuportabil, deoarece făcea ce făcea și îl purta cu sine pe filozoful Naionescu. Cum scria culturnicul nostru, îl invoca obsesiv, fără să-i pese că îl scoate de sub straturi geologice de calomnii, cum se scotea și pe sine, fără să-i pese că Naionescu plecase de mult în lumea celor drepți, Petrețuța îndrăznea să-și amintească în public cât de mult l-a impresionat sunetul pământului căzând pe coșciugul lui Naionescu. Pe Naionescu îl considera singurul filozof român care are acces fără neliniște la transcendență. El ancorează nu în imanență, ci în transcendență. Trăirismul de care s-a tot vorbit în legătură cu Naionescu, pentru filozoful Petrețuța nu era acțiune cu program înalt, ci era ceva mult mai simplu și mai evident. Era trăirea religioasă creștină. Forma Naionescu acestei trăiri, scria Petrețuța în tratatul său de antropologie creștină, nu trebuia confundată cu erlebnesul laic comun, poetic sau filozofic, situat de Richard în anticamera cunoașterii, dar nici cu experiența religioasă de care s-a ocupat marele istoric al religiilor Mircea Eliade, deoarece prin variabilitatea istorică pe care o parte implicată în ea consemnează Țuțea, experiența religioasă prezentată de Eliade nu poate depăși psihologicul și socialul. Am fost în biroul lui Naionescu atunci când Mircea Eliade l-a rugat pe Nae ca de ziua lui, a lui Mircea Eliade, să-i facă cinstea să-i publice o colecție din articolele lui. Și el a acceptat. Își amintea Petrețuța în auzul curioșilor veniți să-l înregistreze. La faimoasele cursuri de logică și de metafizică ale lui Naionescu, nu s-a prea dus, povestea filozoful Petrețuța. În schimb, fusese de vreo 50 de ori la Naionescu acasă, la vila de la Băneasa, unde discutau ore întregi. Petrețuța își mai lămurea auditoriu, format de regulă din tineri care n-aveau de unde să știe asemenea lucruri, că profesorul Naionescu avea o mare putere de seducție. Era o inteligență debordantă, era extraordinar de inteligent, era spontan. Nu-și pregătea cursurile, intra în sală și vorbea, pornind de la o premiză pe care o demonstra. În cuvântul, Țuțea își amintea că a scris 17 articole și nu de puține ori exprimând păreri deosebite de cele ale lui Naionescu. Încă mai era impresionat după atâția ani că niciodată Naionescu nu-i returnase vreun articol. Cuvântul, le spunea Petrețuța tinerilor săi interlocutori, era cel mai intelectual ziar din țară. Nu publica oricine la cuvântul. Cu o glumă, Țuțea le povestea că pe vremea lui Naionescu, cuvântul era atât de prețuit, încât un părinte se lăsa cu plăcere convins să-și dea fata după un pretendent despre care afla că este colaborator la cuvânt. În contrast cu ziarul scos de Naionescu, ziarul Neamul Românesc al lui Iorga, sublinia cu deplină justețe Petrețuța, era cam popular. Vasile Băncilă, el însuși remarcabil eseist, l-a considerat pe Naionescu unul din marii noștri eseiști și cel mai mare gazetar după Eminescu, într-un timp când am avut colosali gazetari.
În toată opera rămasă de la Naionescu se distinge însă o dublă dimensiune, filozofică și religioasă. După Țuțea, aceste trăsături erau de așteptat să apară în opera acestuia, întrucât orice mare inteligență basculează între filozofie și religie. În ciuda faptului că a format împreună cu noi ca Iliade și Cioran un gvartet de prieteni foarte apropiați, Petre Țuțea se considera în afara acestui context. Cu Mircea Eliade vorbise împreună, dar se înțeleseseră separat. Din punctul de vedere al înzestrării intelectuale, Cioran îi apărea mult mai inteligent decât noi ca și Eliade, deși, ca nimeni altul, filozoful Petre Țuțea îi văzuse slăbiciunele și limitările. Admira din toată inima vocația literară a lui Emil Cioran și performanța acestuia de a fi reușit să devină unul din mari scriitori francezi. Să răzbești în cultura franceză prin forța talentului și a inteligenței nu e puțin lucru, le spunea Țuțea reporterilor de la diverse ziare. În vremea tinereților sale, când era o leacă agitat, manifestându-și pamfletar, nu și teoretic, poziția de stânga, Petre Țuțea l-ar fi întrebat odată pe Cioran: ce face, mă, Emile, cu nefericiții lumii? De întâmplare își amintea peste ani, pentru că îi plăcuse răspunsul lui Cioran: să nu confiscăm atributele lui Dumnezeu, să-i lăsăm în grija lui. Întâlnindu-l la Berlin pe Țuțea, care fusese trimis acolo de Vaida Voievod la specializare, Naionescu l-ar fi întrebat: domnule Țuțea, tot de stânga, tot de stânga? Petre Țuțea ar răspuns: nu, nu mai sunt, am evoluat. Atunci Naionescu i-ar fi spus: domnule Țuțea, nu există evoluție, există dumirire. Ideea de evoluție raportată la fenomenul spiritual este o prostie. Spiritul nu evoluează, este așa cum l-a făcut Dumnezeu. Esențele nu se schimbă. Pe Constantin Noica îl cunoscuse în redacția ziarului Cuvântul. Și lui Noica și mie mi s-a făcut cinstea să fim băcați în temniță, l-a dumirit Petre Țuțea pe un reporter care ținea moștiș să-l facă să vorbească despre Constantin Noica, filozoful cel mai popular din epoca comunistă. Fuseseră prieteni, dar nu se vizitau, așa cum lesne este de presupus, pentru cine ia seama la așa zisa împlinirea lui Noica sub ocupație comunistă și la împiedicarea prin orice mijloace a filozofului Petre Țuțea să se împlinească. Se consola cu gândul că nici filozoful Naionescu, un foarte mare om, nu uita el să edifice pe tineri, nu publicase cărți, nu fusese un împlinit din aceste considerente și că el, Țuțea, fără cărți publicate, ajunsese să facă parte din familia lui Naionescu. De când am ieșit din pușcărie, spunea Petre Țuțea, mi se fac din când în când percheziții și sunt luat la securitate pentru anchetă. Securiștii mi-au zis: nu mai e urmă de dumneata, că am avut noi grijă. Cred că am scris lucruri interesante în cele 1000 de pagini câte mi-au confiscat la percheziție, pentru că aveam experiență de pușcăriaș. Îmi amintesc că eram foarte frumos anchetat. Ce zici, mă, banditule? Dacă mi-ar fi spus cineva în cei 13 ani de pușcărie că voi fi televizat, aș fi râs. N-am vrut să apar la televiziune, dar n-am rezistat. Greu de stabilit cât era prostie sau rafinată batjocură, ori pură cruzime în următoarele replici ale lui Vartan Arachelian din acest interviu, care a ajuns să fie prezentat la televiziunea națională în primăvara lui 1990. Domnule Țuțea, ați evitat apariția editorială. N-am evitat-o. După știința mea, nu aveți nicio carte publicată, nu?
La români, spunea Petre Țuțea, prostia e infracțiune, căci vorba aceea, poți umbla 2 ore în galop prin București și să nu dai de un prost. Excepții la această regulă o făceau reprezentanții regimului comunist, însuși comunismul fiind considerat de filozoful Petre Țuțea o crimă continuă. Un intelectual între comuniști poate fi oricine, spunea Petre Țuțea unui tânăr interlocutor. Aceasta nu înseamnă nimic sau, cu vorbele lui, nu-i mare brânză. Arestarea a privit-o ca pe un abuz făcut de bolșevici autohtoni sub cererile rusești. După închisoare, 2 ani Țuțea fusese silit să supraviețuiască fără niciun ajutor social. Mai apoi a primit o infimă pensie, la care Zaharia Stancu i-a adăugase o mică sumă din partea Uniunii Scriitorilor, pentru că și Petre Țuțea, când fusese director în Ministerul Economiei, îi ajutase pe scriitor. În pușcărie, ca să se păstreze suferan pe voința sa, filozoful Petre Țuțea considera că a fost ajutat de Dumnezeu, pentru că a viețui acolo, la închisoare, fără asistența lui, nu se poate. Macedo românii, spunea Petre Țuțea, după ieșirea din detenție, nu sunt români, sunt super români, români absoluți, atât de loviți și de goniți, că au un instinct național de fiare hăituite. Eu am stat cu Macedo românii în temniță. Păi nu sunt oameni, domnule, sunt semizei. Dacă pe unul îl bate până nu-i mai rămân ochii în cap, nu declară nimic, ceva fantastic. Au o bărbăție atât de perfectă. Țuțea, care audiase strălucite recursuri din filozofia religiei ținute de Naionescu, pentru că la celelalte cursuri de logică sau de metafizică nu s-a prea dus, împărtășea părerile filozofului despre ortodoxie, catolicism și protestantism, precum și cele privitoare la disoluția provocată de înmulțirea sectelor religioase, catalogate de Naionescu drept protestantizante. Naionescu m-a iubit foarte mult, își amintește, cu câteva luni înaintea morții Petre Țuțea. Vârf de generație, cum fusese odată considerat, filozoful Petre Țuțea spunea despre sine că ar fi vrut să fie legiuitor, dar a ajuns să fie filozof pentru că întâmplările au alergat peste el, dar nu au reușit să-l nimicească. Traducerea sintagmei heideggeriene Sein ist mit Sein o considera greșită în forma de a fi împreună. Considera că la mijloc este o definiție. A fi asemenea cu ăla, adică omul e făcut după chipul și asemănarea ăluia. După filozoful Petre Țuțea, omul nu se poate autodefini. Tot ce conțin autobiografiile marilor oameni, pe care proștii le comentează ca și cum ar fi mărturisiri autentice și revelatoare asupra naturii lor, nu revelează nimic. Tot ce trâncănesc ăștia sunt amintiri sau neliniște ale lovirii cu lucrurile concrete. Nu există omul autonom. Despre om nu se poate spune ce este, pentru că atunci când îi adăugăm predicate, nu-l mai înțelegem și începem să-l ierarhizăm. E filozof, e om de știință, e tehnician, e negustor, e țăran. Noi nu putem să spunem cum suntem. Lui Petre Țuțea îi plăcea să invoce spusele unui indian, după care indienii, prin mistica lor, s-ar putea socoti superiori europenilor, dar sunt împiedicați de unul care îi depășește, de Platon. Pe sine se considera platonician, cum îl considera și pe Naionescu. Platon, spunea el, este mișcarea spiritului înăuntru eternității. Dacă încerc să gândesc universul, mai spunea Țuțea, mut Biblia în universul înghețat al ideilor platonice. Asta e meditația. Nu știu cine a spus că Platon este un avant-crist. De fapt, Platon e cel mai mare gânditor al Europei. Filozoful Petre Țuțea critica dicționarul filozofic al bolșevicilor români că îi pusese în cârcă lui Socrate posibilitatea autocunoașterii.
Le citise cu o înțelegere superioară pe Platon și sesizase că, în fond, dincolo de autocunoaștere, pentru Platon formula lui Socrate era o invocare a ajutorului divin. Întrebat ce crede despre augustinianul interior intimo meu, filozoful cu stilul său inconfundabil, a reușit în chipul cel mai sugestiv să ilustreze imanența transcendenței. Mai adânc decât noi e Dumnezeu și e în noi, simbolic, nu real, căci nu poate Dumnezeu să intre în carcasa unui om, chiar dacă este laureat al primului Nobel. Interlocutorilor săi, nu tocmai pregătiți să urmărească subtilitățile filozofice cu care umbla Petre Țuțea, le spunea, gândind că, cine știe, poate vreunul din ei va ajunge să-l priceapă, că nominaliștii moderni au încercat să degradeze ideea platonică, care e arhetip în concept logic, adică să-l gândească pe Platon logic. Naionescu, mai spunea Țuțea, nu l-a gândit logic pe Platon, ci metafizic. Ideea platonică e principiu creator, nu expresie formal-logică, la fel cum este un concept. Tabloul platonic cu grota îi apărea cel mai glorios din istoria gândului omenesc, pentru că în perfect acord cu Platon, Petre Țuțea credea că omul vede lucrurile în imagine, în ghițitură, nu în sinele lor. Un argument era oferit de intuiția filozofică din versul eminescian, ochiul te minte și mintea te înșală. Îi plăcea să amintească celor din preajma sa că marele istoric Nicolae Iorga despre Eminescu spusese că este expresia integrală a națiunii române, iar filozoful Lucian Blaga că Eminescu reprezintă ideea platonică de român. Finalurile aporetice ale dialogurilor platonice îl făceau pe Țuțea să evidențieze impasul în care Platon se află permanent. În aceasta se vede geniul lui Platon față de Kant, care e mai plăvan, gândea Țuțea. Fiindcă Immanuel Kant are impresia că posedă soluții, în timp ce Platon își dă seama că nu rezolvă nimic. Dialogul sofistul îi părea o capodoperă pentru că în el Platon scrisese că singur zeul este creator, omul neputând fi decât un imitator. Eu când citesc cuvântul creație, spunea filozoful, creație literară, creație muzicală, creație filozofică, leșin de râs. Cumva, pe linia lui Nicolae Iorga și a lui Naionescu, mai vorbea Petre Țuțea și de modestia țăranilor, anonim autor de capodopere, modestie pe care o scotea și mai mult în valoare, asociind-o cu îngânfarea neroadă a mediocrităților din cultura comunistă. Orășenie, își spunea filozoful mai pe ocolite gândul, se semnează unde vrei și unde nu vrei, pe garduri și pe hârtie. Ceea ce îi aducea însă la exasperare pe culturnici și siliți astiste neputincios la tot mai mare audiență post-revoluționară a lui Petre Țuțea, erau formulările sale de genul. S-a gândit, să știți, în România, în generația mea. Acum, în generația nouă, nu e nimica. Față de personalitățile generației mele, ăștia de acum sunt băieți de viitor, niciunul reprezentativ. În vremea tinereților sale, mai spunea el, adăugând paie pe foc, oamenii puneau mai mult spirit în ceea ce făceau. Astăzi pun mai multă șiretenie. Ori, șiretenie posedă animalele, precizea Țuțea, pentru a nu lăsa loc de confuzii, pentru că șiretenie este o formă inferioară de inteligență, e instinct. Gândindu-se foarte probabil la filozoful Naionescu și la pleiada de discipoli pe care i-a format, Petre Țuțea va spune odată la un interviu, apare un cap, sau poate mai multe deodată, care sunt ancorate în același ideal. Dacă idealul este strălucit reprezentat, devine o formă modelatoare pentru cei care îl urmează. Trebuie să accepți ideea de oameni model. Modelele se topesc în generații.
Cei care devin modele sunt hotăritori pentru cetate, sunt creatori de curente. Paradoxal este, sublinea îndeajuns de apăsat pe Cețuțea, că popoarele, oricât de mari, devin reprezentative pentru un număr restrâns de reprezentanți. Despre Lucian Blaga spunea că a fost incontestabil cel mai mare filozof al nostru. Ca profesor însă, Blaga se putea lua de mână cu Zombart, unul din cei mai prestigioși economiști al Europei, pe care studenții nici nu l-ascultau la cursuri. Și la cursurile lui Heidegger se cam dormea, adăuga Petrețuțea. Mircea Eliade a fost cineva. De tânăr a fost dotat, spunea filozoful Petrețuțea, ne uitând să-i amintească și calitatea de a fi fost prețuit de Naionescu. Despre apologeții devenirii, ca și Naionescu, Țuțea nu avea o părere grozavă. Sunt proști istoricizanți, observa filozoful Petrețuțea, care se consolează prin devenire. Devenim mai civilizați, nu? Sau mai culți? Adică murim ca și caprele, numai că e mare lucru că există Immanuel Kant, Descartes, Newton, mă rog, atâția mari creatori de cultură. Pentru a-și evidenția mai bine poziția sa filozofică, el adăuga. Dar există și făuritorul de religie, Hristos. Apologeții devenirii nu iau în seamă acest lucru. Ei se neacă în istorie. E o mare secetă de personalități acum în România, o mare secetă, constata cu profundă jale în suflet Petrețuțea. Noica n-a produs niciun vârf spiritual, nu a produs decât inși care ar putea fi bune asistenți la filozofie și atâta tot. Generația de azi e mohorâtă, le mai spunea Țuțea celor care se îmbulzeau să-l asculte, sperând în zadar că vor auzi și de la el aceleași lucruri mult îmbițate despre un nume de scriitor contemporan. Dar au fost figuri creatoare în epoca la noi, nu uita el să-și lămurească auditoriu. Geniu, considera Petrețuțea, e relief, noutate, invenție, creare de epocă și stil. Nu e neapărat inteligent, e supra-inteligent. O bună ilustrare a unor asemenea gânduri o găsim chiar în relatarea lui Țuțea despre Constantin Băncuș, pe care, cu multă finețe de spirit, l-a definit primul țăran decadent. Admirând sculptura lui Băncuș, Petre Țuțea l-ar fi întrebat: Maestre, cum evitați în geometrismul dumneavoastră simplificator decorativul? Cum era țăran român, deștept și rafinat, Brâncuș ar fi răspuns: Asta o spune opera dacă ea vorbește. L-a întrebat apoi: Care a fost ideea care a prezidat pasărea măiastră? Brâncuș hâtru ar fi răspuns: Nici o pasăre, domne, ce pasăre? În America a fost traxată de bronz. Comentariile lui Țuțea sunt de toată frumusețea. Un țăran ca ăsta e decadent, domnule. Rafinament ca ăsta n-am avut nici eu care-s de cultură filozofică. Poanta este amânată spre a mări efectul povestirii. Brâncuș ar mai fi zis: Am șlefuit materia ca să aflu linia continuă. Și când mi-am dat seama că nu pot găsi, m-am oprit. Parcă cineva nevăzut mi-a dat peste mâini. Cu adâncă uimire, cu care parcă ar fi vrut să-l contagieze pe interlocutorul său, uimire trecută mult dincolo de marginile oricât de depărtate ale admirației, în final Țuțea întreba retoric: Ce zici de asta? Petre Țuțea împărtășea bucuros celor care îl vizitau concluzia la care ajunsese la cei 89 de ani ai săi. Proștii au o mare rezervă față de cei care vorbesc în termenii credinței și națiunii. Naionescu, le spunea vizitatorilor săi Petre Țuțea, a fost o mare personalitate naționalistă. Despre Țuțea, Naionescu credea că va ajunge să-i conducă pe alții, fiind temeinic pregătit în arta guvernării. De unde să ghicească trădarea Occidentului și soarta României după ea alta?
Cum să-și poată Nae Ionescu închipui câte capacități creatoare vor fi frânte odată cu întemnițarea celor mai valoroși intelectuali ai țării, odată cu diabolica decapitare spirituală a României? Pe vremuri, nota Ion Desideriu Sârbu, în jurnalul său, pușcăriile erau pline de intelectuali și aceștia erau păziți de gealați semi-analfabeți. Acum sunt închise doar ideile, dar ele sunt păzite de doctori în filozofie și litere. Cănțuța spunea, faptul că murim de cele mai multe ori la timp este un semn al dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Probabil că se gândea și la Nae Ionescu, chiar dacă nu s-a împăcat niciodată cu ideea că Nae Ionescu ar fi murit în moarte bună. Așa cum am arătat în volumul despre metafizica naionesciană, acesta poseda un extraordinar spirit critic îmbinat în modul cel mai fericit cu o mare finețe speculativă. Și totuși, Nae Ionescu a disprețuit speculația filozofică sterilă, idealismul sub toate formele sale. Pe sine se considera realist, cum tot realist îl considera și pe Platon. Metoda filozofică a lui Nae Ionescu era hotărât descriptivă, fiind interesată însă nu de particularul faptelor ca atare, ci de generalul din ele. Chiar atunci când Nae Ionescu îl concepea pe român ca pe un țăran învățat, dens de credință, el nu făcea o speculație gratuită. Foarte probabil, Nae Ionescu ridicase la rang de element esențial un lucru real pe care îl constatase de îndată ce l-a cunoscut pe genialul Petre Țuțea. Oricât de sincer dezaproba Petre Țuțea părerea lui Nae Ionescu despre țăranul român, tocmai pe Țuțea îl regăsim, ca să spunem așa, în trăsăturile românului înfățișat de Nae Ionescu. Pentru că însăși Țuțea se recunoștea pe sine, din punct de vedere cultural, un european care a păstrat nealterat fundamentul spiritual de țăran din Muscel. Înainte de a-l lua la sine, Dumnezeu i-a îngăduit lui Petre Țuțea bucuria ca înconjurat de tineri reporteri să-și amintească cum a fost admirat de Nae Ionescu și de Blaga. Știind bine ce spune, Țuțea complecta: cred că e de ajuns.